Elevii din autonomia găgăuză vor pleca la școală cu microbuzul. Asta după ce cele 4 unități de transport românești destinate instituțiilor de învățământ au ajuns astăzi la destinație. Vehiculele dispun de câte 17 locuri și vor transporta elevii din localitățile izolate spre școli. Și pentru că a fost sărbătoare, invitații de onoare au fost întâlniți cu pâine și sare, iar elevii le-au pregătit și un program artistic. Din cele 4 microbuze care au ajuns astăzi la destinație, 2 au fost date Liceului Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Comrat, unul la liceul din comuna Sfetlui și unul la gimnaziul din Ceadăr Lunga. Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a menționat că România a fost mereu alături de Republica Moldova și va contribui în continuare la dezvoltarea ei. Am fost, este și vom fi întotdeauna alături de Republica Moldova în drumul său către Uniunea Europeană. Ne bucurăm că astăzi putem însă participa la un eveniment deosebit. Sperăm că aceste microbuze să contribuie la îmbunătățirea actului educațional. Sperăm că astfel dumneavoastră să puteți veni mai odihniți și mai fericiți la școală și astfel să puteți avea posibilitatea să vă îndepliniți în esență datoria, să învățați mai bine. Directoarea Liceului Teoretic Mihai Eminescu, singurul liceu cu predare în română din regiune, a ținut să mulțumească Guvernului României pentru ajutorul acordat și nu a uitat să menționeze importanța acestor microbuze pentru liceu. Bine ați venit în Liceul Teoretic Mihai Eminescu, cu așa doar nemaipomenit, deoarece noi suntem acei care l-am așteptat de mult. De mult te spun, de ce? Că nu este zi care nu era întrebarea pe foaia de aviz sau pe foaia de lucru. Nu era zi să nu mă îngrândesc, să nu mă îngrijoresc de faptul cum o să ajungă la școală, atât profesorii, atât elevii liceului. Cuvinte de mulțumire au adresat și elevii instituției. Domnule ambasador, prin persoana dumneavoastră aș vrea să transmit mii de mulțumiri Guvernului României pentru această investiție, pentru acest dar. Vă mulțumim din suflet și vă exteriorizăm toată admirația și respectul nostru. Precizăm că în luna iulie 2017, Guvernul României a oferit Republicii Moldova 96 de autobuze școlare. Vehiculele au fost repartizate în 34 de raioane. Amintim că România a mai donat Republicii Moldova în septembrie 2014 alte 100 de microbuze destinate transportării elevilor.